Oameni buni, ne-am reîntors la Secretele Brașovului cu ultima ediție și ultima parte din ultima ediție a Secretelor pe anul 2022. Să sperăm că o să fie una care va aduce bun augur anul 2023 și în acest sens vom discuta despre turismul activ, despre turismul altfel decât cel pe care, nu știu, îl știe marea majoritate a oamenilor, altfel decât, să zicem, un turism de all-inclusiv când te duci și stai frumos cu burta la soare, altfel decât turismul strict în care te plimbi, mănânci, dormi, te liniștești. Vorbim despre altfel de turism pentru că din ce în ce mai mult turismul activ, turismul de nișă apare și se dezvoltă nu numai la noi în România, ci în întreaga lume. În acest sens, îl am alături de mine pe Silviu Gherga, un investitor în, aș zice, turismul activ și un om care lucrează deja de destul de mult timp în acest tip de turism. Bine ai venit, Silviu, la Secrete! Salutare, bine te-am găsit, bine v-am găsit! Bun, am făcut așa o scurtă introducere și aș începe, uite, cu imaginile, dacă ne uităm un pic în Poiană, în Postăvaru, niște imagini mai triste așa în stațiuni montane. La sfârșit de an nu e zăpadă, în Postăvaru se schiază doar pe pârtia stadion și acolo o zăpadă artificială întreținută greu și așa mai departe. 8 grade Celsius, cam complicat fără zăpadă, fără așa mai să poți să mergi în zona asta de schi. Cum vezi tu lucrurile acum, în momentul de față? Asta ar fi prima întrebare și după aia te-aș ruga să continui și să mergem un pic în ideea în care ce facem dacă o să o ținem tot așa, adică dacă aia se va întâmpla și în continuare. Da, în momentul de față, dacă ai un business care e legat în mod direct de ski, snowboarding, de sporturi pe zăpadă, de alunecare pe zăpadă, ai o problemă și îți desfășori activitatea strict în Poiana Brașov. În ultimii ani, cumva ne-am cam învățat să înceapă destul de târziu sezonul. Dacă Facebook-ul ne dă memories și zice, băi, uite, acum 5 ani eram pe pârtie, acum 7 ani făceam deschideri festive. Ultimii 3 ani am început activitatea cam la finalul lunii decembrie și putem să spunem deja asta, anul ăsta parcă seamănă cu... Acum 2 ani am avut tot povestea asta, dar am început să schiem pe 1 ianuarie, 2-3, dar tot pe un strat artificial, numai că de data atunci a fost ok că s-a deschis partea de sus a muntelui Postăvaru. Acum se pare că e cel mai sec an din punct de vedere zăpadă. Sunt monitor și activez în Poiană de 20 de ani. Ne-am bucurat de toate investițiile și de tot ce înseamnă infrastructura de zăpadă artificială. A demonstrat clar că este soluția, numai că, uite, nu mai avem nevoie și de temperaturi să ajutăm toate sistemele astea să funcționeze corect. Dacă ne raportăm strict de business key, da, deja noi suntem, cum intrăm am intrat într-un nou an de business cu minus. Intrăm cu minus fiecare zi. Ca în turism, orice zi neocupată este deja, de fapt, o pierdere, o cheltuială. La fel și în școlile de schi. Deja fiecare zi în sine e o pierdere. Având în vedere că ce înseamnă un instructor de schi sau o școală de schi are cheltuieli aproape, spun, la fel ca orice școală de schi din Europa. Echipamentele, schiurile pe care te dai sunt cam la aceleași prețuri. Nu se vând pentru români mai ieftin că noi schiem numai 2 luni pe an. Sau haine, și pregătirea în sine a monitorilor, care, dacă vorbim de monitori profesioniști foarte buni, e o pregătire continuă. Și atunci, cu cât ți se comprimă sezonul, cu atâta deja ai o problemă că începe să nu mai fie rentabilă activitatea. Da, ce se întâmplă acum, ai mers pentru că tu ești oarecum și cunoști foarte bine sectorul ăsta, dar la fel de bine ești implicat și în lanțul turistic, dacă pot să numesc așa. Ce se întâmplă cu
rezervele la cazări, de exemplu, ce se întâmplă cu celelalte activități conexe, restaurante și așa mai departe, pentru că până la urmă, dacă n-ai zăpadă, nu știu, mă gândesc eu, dacă n-ai zăpadă, mai ales într-o stațiune preponderentă, deschis, o numim așa, asta ți afectează cam întregul lanț turistic de acolo. Dar, da, și din toate informațiile din jurul nostru, deci am auzit că sunt destul de multe anulări de sejur, sau no, pentru partea de anul nou. Crăciunul a fost vândut ok, dar la anul nou deja au început să se pare că contează foarte mult dacă pot face ceva turiștii pe lângă partea de a sta în hotel și a lua masa și activitățile din interiorul hotelurilor. Acum, asta e situația, clar, cât timp schiul și activitatea de schi în sine reprezintă în sezonul de iarnă obiectivul principal pentru care atragem turiștii, atunci, în momentul nu mai avem zăpadă, avem și această lipsă. Pe partea cealaltă, poate fi compensată și se încearcă compensarea activităților cu diferite alte ramuri ale turismului activ, cum sunt, punem acum partea de sporturi motorizate, unde oarecum știm că nu sunt pe valul dezvoltării a momentului, dar ne oferă oarecum un cadru în care, chiar dacă e temperatura mai scăzută, că nu, totuși vorbim de o temperatură de 8, între 0 și 8 grade. Nu e foarte cald afară să poți să faci mountain biking sau să te duci către alte nișe. Singurele ce rămân acum activitățile în Poiana Brașov sunt aceste tururi cu ATV-uri, hiking-ul, care traseele, dar și aici, dacă cu cât te duci mai sus către vârf, deja vei da de zăpadă și este destul de frig afară. Turistul de masă vine sau caută foarte mult confort. Deja când discutăm să-i scoatem la o tură de hiking în perioada asta a anului, vine cu un mic disconfort. Să-ți trebuie echipament mult mai bun decât în vară sau toamnă sau primăvară. Afară e frig, te mai și plouă, ploaie rece, Burniță, Lapoviță, nu mai ești. Și atunci activitățile care durează până într-o oră, o oră și ceva, sunt preferate. Și atunci rămâne până echitație, este încă ok, te poți bucura. Tururi motorizate, ATV-uri sau buggy-uri și mai sunt câteva zone de agrement, poligon de tir, cu arcul, cu pușcă airsoft. Dar cam asta e, se reduce toată activitatea aici. Bun, haideți să presupunem că n-avem zăpadă în continuare, că dacă avem zăpadă, lucrurile revin cumva la normal, aia o să vedem, deși din ce m-am uitat eu pe prognoza meteo și în ianuarie primele zile nu par prea îmbucurătoare, dar să presupunem că venim totuși în Brașov, în orașul Brașov, că e în Poiană, că e, nu știu, în zona metropolitană din prejur sau ce putem să facem sau care sunt variantele din turismul rural, care până la urmă a ieșit ca fiind un plus al României, cel puțin la nivel european. Ce variante avem, la temperatura asta, exact cum spuneai, 7-8 grade, adică mai mult probabil că nu vom prinde în zona asta. Ai zis cuvântul cheie, turismul rural, dar ne bucurăm că amplasamentul unde suntem, Poiana, Brașov, avem în jurul nostru destul de multe și chiar foarte multe zone rurale cu potențial mare sau care deja sunt atractive pentru turiști. Într-o rază de 70 de kilometri în jurul Poienii, să spunem, ai zona Peștera Măgura, unde, ok, chiar dacă avantajul că nu e așa multă zăpadă, poți ajunge ușor cu o mașină, un autoturism 4x4 sau până la urmă și cu un microbuz, ok. Iar zona e destul de ofertantă și din punct de vedere experiență culturală, culinară, cum să o denumim, autentică.
Dacă ne mai ducem partea asta la Vama Buzăului, cu Preșmer, cu toate atracțiile din zona aia, iar sunt foarte, foarte, pot fi folosite și nu pot, ar trebui să fie folosite la o scară mult mai mare din punct de vedere promovare în stațiunile cu probleme, cum acum o putem identifica Poiana Brașov și Predealul. E în aceeași situație, încă n-au o pârtie deschisă, să zici că poți să... Ai zona Viscri, 70 de kilometri până la Viscri, într-o zi ai putea să te duci, să vizitezi, să te bucuri de acea zonă și să revii înapoi la unitatea de cazare, unde te bucuri de programul de seară, de atracțiile, pentru că fiecare unitate de cazare mare, ei vin, compensează cu programe artistice de seară, tot felul de invitați, tot felul de petreceri, care sunt ok, sunt faine. Dar și mai faine dacă le-ai completat cu o vizită. Spune-mi, te rog, știu că tu ești cel care caută și sapă așa după tot felul de tipuri de turism de nișă, tot felul de lucruri interesante. Ce ai mai văzut, și acum nu m-aș limita neapărat la Brașov sau la județ, dacă ești aici foarte bine, dar aș merge mai departe. Ce ai mai văzut în țară? Ce ai văzut ca tendință? Ce se practică acum în alte zone? Mă uitam acum și discutam cu cineva, de exemplu, care face o reconversie o companie franceză care face reconversia stațiunilor de schi către alte tipuri de stațiuni, pentru că și-au dat seama că au din ce în ce mai puține și viitorul nu sună bine, au din ce în ce mai puține zile cu zăpadă și atunci trebuie să facă altceva. Da, ideea e, ok, poți să faci multe, dar ne referim strict la lunile ianuarie, februarie, martie. Deci, discuția se duce sau pe două direcții. Dacă vii cu activități care să completeze schiul sau în cazul în care lipsește schiul, va trebui clar, trebuie să ai o paletă foarte largă de activități, dar ele au nevoie și de o susținere de imagine foarte, foarte mare, pentru că turistul clasic, cel care vine la schi, noi foarte, deja vorbim, business-ul nostru are 11 ani și am încercat să-i scoatem pe oameni la activități. Prima dată când aud, când le prezinți programul că există tot felul de experiențe culturale, experiențe active, sunt bucuroși ceva, se întâmplă și la noi în țară ceva cam cum e afară, dar rezervarea pentru a doua zi e foarte, foarte mică, adică gradul de rezervare, ce perfect, e fain, dar nu au așa o mică, sau aveau o mică reticență și ușor, ușor crește. Creșterea asta foarte înceată, totuși vine cu o problemă din punct de vedere operator, că și tu ca operator ai nevoie de un anumit număr de turiști ca să creezi un business și să faci un business corect și puternic și bun, și pentru că ele sunt mână în mână, calitatea serviciului primit de turist cu calitatea pe care tu ca operator, ca provider, tu poți să o oferi, este clară, mână, se leagă în mod direct de cât tu poți încasa, cu cât ai o predictibilitate și devine să nu-i zicem un turist de masă, dar totuși există, mărești nișa de oameni interesați, după aia e ok, începe să meargă tu din punct de vedere privat, poți să începi să mărești marketingul, să ai buget de marketing mai mare, pentru că acum pur și simplu vorbim numai de investiție. Iar rezultatele vor fi în anii următori. Din ce înseamnă partea de zăpadă, eu sunt un pic mai optimist, inclusiv pentru sezonul ăsta și pentru sezonul viitoare. Noi suntem martori, de fapt, la o decalare a sezonului. Ultimii ani, și nu vorbim numai un an, doi, de 5 ani încoace, martie este o lună foarte bună, cu zăpadă bună, cu pârtii amenajate, tot ce, de fapt, tot efortul pe care îl depun cei de la pârtii și zăpada artificială pe care o produc în ianuarie, februarie, de fapt, rodul muncii e martie. Atunci ai muntele cu
un strat consistent pe pârtie, cu totul perfect. E, din păcate, acolo nu mai avem turiști. Partea de, mai ales a doua jumătate a lunii martie, este descărcată. Și asta, de fapt, aici noi trebuie să lucrăm un pic cum facem să aducem în acea perioadă turiști și mai important, clar, un exemplu clar este că sezonul de schi nu ne putem gândi în România la un sezon de 4 luni, unde contează foarte mult. Acele 4 luni deja poți să umbli mult și la prețurile cu care ieși în piață și e timp să faci business. Noi vorbim de un sezon de 2 luni. Cam asta este. Adică dacă îți faci un business plan, orice ai fi, dacă raportezi acel business plan nu numai pentru iarnă, pentru sezonul de iarnă, trebuie să iei în calcul 2 luni și cam ăla e potențialul de încasare. Dacă noi reușim să ne împingem martie și devine o notorietate și devine clar, martie e o lună bună pentru sportul de iarnă, atunci ai putea să te duci măcar cu jumătate de lună în business plan. Să zici că, uite, am mai câștigat o jumătate de lună sau 3 săptămâni de business și poți să te joci și cu oferte. Acum ce se întâmplă, martie, te confrunți cu două probleme. Stațiunile mari din Europa, pentru că deja și-au început treaba în decembrie, la începutul decembrie, își permit să vină cu un set de discounturi destul de consistente. Deci, clar, în martie ai o competiție directă, stațiunile mari din Europa. Și a doua parte, problemă care te confrunți, este că lumea, clientul, în general, deja începe să-și strângă bugetul pentru vacanța de vară. Prin Paște, Paștele nu prea e, sărbătorile de Paște nu prea sunt, nu-i tradițional să le petreci la schi. Familie, eventual în alte zone și începe bugetul turistului începe să fie tot mai mic pentru luna martie. Iar aici, și mai vin și cu a treia chestie, lipsă de vacanțe în perioada. Aia vreau să întreb și eu, da. Vacanțele Astea sunt cele 3 componente. Bine, deja vacanțele, dacă ai o vacanță în perioada aia sau flexibilitate în a fiecare flexibilitate a vacanțelor, nu știu, poate zic o nebunie, că nu sunt în domeniul învățământului să pot să dau un spat, dar da, atunci, la cum s-a modificat acum sezonul, dacă vrei să susții un sezon de iarnă, poate fi varianta. Iar noi, ca operatori, nu ține și operatori, indiferent de care ești, că ești de unitate de cazare, de alimentație sau de turism activ, obiectivul nostru este să reușim să creștem atracțiile și gradul de ocupare pe timp de vară, de primăvară, toamnă. Atunci, așa putem compensa și așa putem să avem un capital bun pe care să-l folosim în zona noastră, să ne ducem în alte zone sau business în altă parte, să încerc să dezvolți partea de turism. Ok, și cu ce se poate face, că aș trece chiar de zona asta? Am ajuns în martie-aprilie, hai să zicem că aprilie se cam încheie și sezonul de schi, dacă o să fie zăpadă, destul de brusc, atunci se încălzește, așa mai departe. Ce se poate face de fapt și ce tipuri de activități se fac atunci în stațiunile neapărat montane și turismul rural, ceea ce ai pus tu în discuție până acum, să zicem în Brașov, județul Brașov, ca să limităm numai aici. Eu vă dau exemplu ce facem noi. Asta e ce faci, cum reușim să supraviețuim, exceptând cazurile speciale de pandemii sau alte de conflicte, că uite, acum începem să ne adaptăm și la o nouă. Am învățat cu greu cu ce înseamnă o pandemie și acum începem să vedem ce înseamnă să ai un conflict aproape de graniță. Apropo, uite, hai să facem o paranteză. Cât de mult influențează un conflict de genul ăsta turismul la centrul țării, la Brașov? Influențează pentru partea de income, de turist train. Aici, mai ales dacă vorbim de turiști care nu se interesează foarte mult sau își iau informațiile dintr-un social media din ceva, ai șanse să te confunde că cu o zonă roșie, cu o zonă destul, ești aproape de un conflict. Și
preferă, dacă ne punem și noi în imaginea unui turist care nu știe foarte multe despre România, dar ai de ales să te duci între România, care are graniță cu o țară în conflict, și Bulgaria, care nu are. Și oarecum în capul tău sunt cam la fel țările, adică tot munte, copaci, apă, nu au... Când aleg o destinație, de obicei, și mai ales în partea noastră, Bulgaria, România și așa, nu, sunt foarte puțini care se interesează și știu foarte clar de ce vin și ce vor să vadă. În restul, au venit în Europa de Est, e o experiență, e o aventură. Și atunci automat alegi zona unde e mai, ți se pare ție că e mai liniște. Dar asta e, n-avem ce să facem. În partea cealaltă, în cazul ok, ideal, în care nu ne lovim de aceste probleme, noi avem așa, partea de iarnă e acoperită de școală de ski snowboard, după care primăvara și toamna este acoperită de partea corporate, evenimente corporate, team building-uri, training-uri outdoor, folosim turismul activ și experiența din outdoor în a oferi activități pentru companii, team building, după care vine vara, care vara este destinată turismului leisure, activități, ture de mountain bike, jeep-uri, cu tururi culturale, oferim tot ce înseamnă suport pe orice nișă. Așa ne-am dezvoltat noi în 11 ani, de-am reușit să ne creăm un venit 360 și așa este ok. Și dacă până la urmă te uiți și la o stațiune mare, e aceeași treabă. Trebuie să vezi cum trăiește ea 360 de grade, adică nu în sezonul de ski să-și facă banii ca să treacă de primăvară și așa. Ok, turismul de corporație, să zic, corporate team building, oferă o variantă foarte bună unităților mari de cazare. Pentru că pot ține conferințe, pot ține team building-uri mari și atunci ei cumva primăvară și toamnă sunt salvați. Și atunci, dacă cei mai poate acoperi foarte bine vara, este dezvoltarea turismului de vară în zona montană. De fapt, așa putem să o numim. Zona montană, indiferent că e rural sau ce e, tot asta. Uh-huh. Cu cei care au unități mai mici, pensiuni, acolo începe, ei depind foarte mult de infrastructura stațiunii. Și aici este de lucrat. Adică e nevoie de o viziune macro care să vezi exact în ce direcție te vei dezvolta. E cum am exprimat așa un mini haos, cam de fapt așa e, nici nu știi care e capul, care e coada. Da, și nu numai aici, aș spune eu. Okay. Da, păi nu, în orice domeniu. Da. În orice domeniu motivistic. Hai să mergem, că mai avem numai două minute și n-aș vrea să încheiem până în ideea de a discuta un pic și de oportunități în anul 2023 și te-aș ruga să privești din punct de vedere al turistului, al celui care sunt eu, de exemplu, da, sunt turist și vreau să mă duc în vacanță, să-mi planific o vacanță. Unde și de ce m-aș duce, pro, contra, afară, în România, la sat, la oraș, la... Clar, oportunitatea momentan în România, vorbim, n-aș putea fi atât de obiectiv, nu știu, să mergem afară, excludem cât timp trăim din business de income sau... Mergem în România, ne limităm la România. Mergem în România, asta este părerea mea, ok. E oportunitatea partea asta de turism rural și oportunitatea o reprezintă că acum începe... Ăsta e feeling-ul meu. Cumva oamenii au înțeles, încep să înțeleagă cum se face turism la țară și încep să găsești, să dai de locuri, adică să te oprești într-un sat undeva și să poți să mănânci într-o locație privată unde omul știe să primească un turist. Asta e autenticitatea asta, dar trecerea de la... Asta e oportunitatea ce trebuie să o folosim. Trecerea de la un... Îl denumeam eu așa un turism sălbatic. Adică, ok, e frumos că nu,
Asta e feeling-ul străinilor. Mamă, ce autentic, ce sălbatic e la voi. Da, dar asta nu ne aduce și bani. Ok, omul se uită, vede, dar... Dar de unde vin bani? No. E, cumva acum începe să... Am început prin multe proiecte, am început să găsești locuri în zone rurale unde ai ce să faci. Ai unde să mănânci, să interacționezi. Începem să putem interacționa cu sătenii. Eu vă spun cazul Viscri, unde acum câțiva ani te duceai, toată lumea, feedback-uri foarte bune, dar dacă nu aveai un ghid local care să te pună în filmul acțiunii... Nu înțelegeai nimic. Nu, intrai de o tură și mai era și drumul rău până acolo. Adică te mai și enervai, plângea copilul în mașină, ce știu ce probleme aveai și te întorceai înapoi. Bă, nu, eu nu înțeleg ce vă străini ăștia la Viscri. E, acum s-a trecut în următoarea parte de dezvoltare, ceea ce e ok. Începe să fie o infrastructură și pentru acel turist care e independent, self-traveler, care vine și asta este o oportunitate de must, să spunem, că pentru ei ajung și la un hotel bun, după aia pot ajunge și la o unitate mai mică de cazare. Dar dezvoltare. Bun, haideți să încheiem așa, Silviu. Frumoasă ideea asta și îmi place către turismul rural, clar, e o oportunitate și mie îmi place genul ăsta, dar nu trebuie să-mi placă numai mie, important este să fie cât mai bine apreciat și cotat de către cei care vin, români sau străini. Silviu, îți mulțumesc mult pentru discuția asta de la Secretele Brașovului. Să vină zăpada și să aveți și voi și turiștii și toți un an minunat. Doamne ajută! Îmi pare rău că n-am apucat să discutăm despre cicloturism, care și ăla devine o mare mai... va fi... În primăvară îți promit că mai facem una și discutăm despre cicloturism. Perfect! Ok, până mulțumesc. Atunci, hai cu zăpața și anul fericit! Asemenea, oameni buni, să aveți un an nou minunat, mai bun decât ăsta și să ne revedem cu bine și să fim sănătoși. La revedere!